Mai ales pentru cei ce ne urmăresc online sau ne vizitează, suntem împreună cu Biserica prin seria 7 semne. Însă astăzi și mâine construim pentru cel de-al 7-lea semn, care va fi învierea Domnului Iisus, și vom auzi predica duminică dimineața. Astăzi mergem însă într-o direcție oarecum diferită și, ca să introduc direcția în care mergem, aș vrea să vă ilustrez cu două întâmplări din viața familiei noastre legate de cum și ce cântăm. Thomas al nostru, în urmă cu destul de multă vreme, eram la raion la Kaufland, la carne, și s-a trezit cântând Sângele Mielului. Sângele Mielului. Și se uitau oamenii la noi destul de ciudat, oare ce fac oamenii ăștia acasă? Asta n-ar fi așa de mare tragedie dacă nu ați auzit-o pe Tara fredonând Eliberatorie Iisus, Recuperatorie Iisus. Nu știu cu cine își petrece timpul liber, dar e destul de dubioasă situația. Cam asta se întâmplă, cred eu, în mințile unora dintre noi când cântăm și nu știm neapărat ce cântăm. Când folosim jargon specific lumii evanghelice fără să-l înțelegem neapărat. La fel, limbajul specific lumii ortodoxe. Avem termeni grei, încărcați cu multă semnificație, care cred că din când în când trebuie să-i traducem ca să-i înțelegem. Și de aceea am avut serii de genul Crezul sau ABC-ul Credinței. Cu tineretul am trecut prin seria Dicționar, în care am luat termeni, concepte, idei, teologie sistematică și am tradus-o pentru limbajul nostru din 2024. Așa că, ce facem noi în Joia Mare? Ce predicăm în Joia Mare? Ce sărbătorim în Joia Mare? Ce urmează să se întâmple weekendul acesta? Dacă stăm să ne uităm la acest limbaj de lemn, la Long Dubois, putem să spunem foarte multe lucruri fără să spunem nimic. Sau putem să spunem foarte multe lucruri pe care să nu le înțeleagă nimeni. Așa că aș vrea să ne uităm puțin la ideea de răscumpărător. Am cântat despre răscumpărătorie Iisus, dar ce stă în spatele acestui răscumpărător? Pentru că nu este un cuvânt pe care îl folosim în fiecare zi, ne aduce în minte niște termeni tranzacționali, dar ce anume înseamnă răscumpărarea asta? Haideți să începem cu o scurtă recapitulare să vedem cum ajungem la ideea de răscumpărare. Țineți minte că tot ceea ce știm noi despre lume, așa cum o știm din punct de vedere biblic, o știm din revelația lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se revelează pe sine și apoi revelează prin Iisus Hristos cuvântul lui, și avem Scriptura, care ne spune practic tot ceea ce înseamnă geneza, facerea lumii, creația omului, apoi căderea omului în păcat, și după aceea vedem, după căderea omului în păcat, de la Geneza 3 încoace, desfășurarea unui întreg plan de răscumpărare. Cu alte cuvinte, odată cu căderea în păcat, suntem robi ai păcatului și, conform specificului antichității, robii puteau să fie răscumpărați. Dacă vreți, acolo ancorăm ideea de răscumpărător. De la promisiunea din Geneza 15-16 încoace, ne uităm la Iisus Hristos, care urmează să vină să fie răscumpărătorul nostru. Dar ca să putem vorbi despre răscumpărător, ca să putem vorbi despre promisiune și așteptarea împlinirii unei promisiuni, trebuie să vorbim despre legământ. Pentru că există un legământ între Dumnezeu și om în care ambele părți se leagă la ceva. Pentru că ăsta este în esență un legământ, un acord între două părți de a îndeplini obligațiile asumate unul față de celălalt. Și Scriptura ne oferă mai multe legăminte. Avem legământul lui Dumnezeu cu Noe și, țineți minte, la potop. Apoi avem legământul lui Dumnezeu cu Avram și avem acolo o promisiune de care ne legăm. Apoi avem legământul lui Dumnezeu cu Moise pe muntele Sinai. Apoi avem legământul cu David. Și astăzi trăim, practic, în lumina noului legământ prin Iisus Hristos. Însă, înainte de aceste 5 legăminte, avem un legământ, dacă vreți, cosmic, în cadrul Sfintei Trăimi. Și legământul acesta se numește legământul răscumpărării, care este un acord încheiat între membrii Sfintei Trăimi, și găsim aluzii la el în Scriptură. E foarte interesant să ne gândim, pentru noi cu mintea limitată, uman vorbind, aici pe pământ, căzuți în păcat, despre ce discută, ce au plănuit membrii Sfintei Trăimi. Dar hai să vedem ce spune Ioan 10 cu 14. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine.
Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl, și eu îmi dau viața pentru oile mele. Gândiți-vă să fiți ucenicii lui Hristos și să auziți pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, vorbind despre relația lui cu Dumnezeu Tatăl. Mult peste puterea noastră de înțelegere. Mai am și alte oi, spune Iisus, care nu sunt din stalul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Observați, poruncă, răsplătire, o lucrare dată Fiului și Fiul se ține de lucrarea pe care a dat-o Tatăl. Practic, asta are loc în cadrul Sfintei Treimi. Duhul Sfânt este de acord cu această înțelegere și aplică lucrarea, lui Hristos în viața noastră, pecetluindu-ne pentru mântuire. Efeseni 1:13 exprimă lucrul ăsta. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, observați, avem nevoie să auzim cuvântul adevărului, care este Evanghelia mântuirii noastre, vestea bună, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duh Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Cu alte cuvinte, observați că apare ideea de răscumpărare. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, toți trei au un plan de răscumpărare al nostru. Planurile au fost făcute înainte de întemeierea lumii, în cadrul Sfintei Treimi și, practic, Iisus, când vine pe pământ, vine cu scopul acesta. De ce? De ce nu putea să fie fără? Adică, dacă toți s-au răzvrătit, lasă-i să trăiască cum și-o așternut. Hai să ne întoarcem la scopul creației. Pentru că Dumnezeu ne creează spre gloria numelui Său. Și când Dumnezeu ne creează pe noi, umanitatea, spre gloria numelui Său, trebuie să ne uităm la faptul că slava Lui este motivul pentru care are loc o răscumpărare. Hai să vedem ce spune Filipeni 2:6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși și asta practic este punerea în aplicare a planului de mântuire făcut între Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Fiul s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Observați Paștele care stă înaintea noastră. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Observați Dumnezeu Tatăl care răsplătește punerea în practică a planului răscumpărării de către Dumnezeu Fiul. Pentru că în numele lui Iisus se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, scopul creației, slava lui Dumnezeu, să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus este Domnul. Să observați cum nu în căderea în păcat, ci în scoaterea din păcat, gloria lui Dumnezeu este vizibilă. În planul făcut de Sfânta Treime, ca să ne scoată de acolo, să ne răscumpere. La fel vorbește și în Ioan 17, după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău, ca Fiul tău să te proslăvească pe tine. Relația între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul. Versetul 4, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac, acum Tată, proslăvește-mă la tine însuți, ca slava pe care o aveam la tine, înainte de a fi lumea. Cu alte cuvinte, scopul glorificării lui Dumnezeu este prezent în actul răscumpărării noastre. Dar hai să vedem nu doar scopul legat de glorificarea lui Dumnezeu, ci și scopul legat de venirea lui Iisus. Avem trei scopuri legate de natura și funcțiile sau lucrarea lui Iisus. Luca 19:10. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce l-a pierdut. Și acum suntem în locul acesta pentru că înțelegem scopul venirii lui Iisus. Noi am fost pierduți, Dumnezeu ne-a găsit și suntem mântuiți. Sau pricepem chemarea la mântuire și îl căutăm pe Dumnezeu. De aceea suntem aici. Apoi, Luca 4:18, El a venit să vestească vestea cea bună, că există o mântuire. Și într-al treilea rând, El a venit să slujească și să răscumpere. Matei 20:28, pentru că Fiul omului n-a venit să îi se slujească, El n-a venit să-i fie spălate picioarele, ci a venit să spele picioarele, dacă vreți, și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cu alte cuvinte, scopul venirii Lui este tocmai ca să moară,
ca să plătească un preț, răscumpărare. Ce am avut până aici? Am avut legământul, am avut relațiile din cadrul Sfintei Treimi, am avut natura lui Hristos, lucrarea lui Hristos, ca să ajungem la ce înseamnă răscumpărarea propriu-zisă. Și răscumpărarea este un termen și un concept soteriologic, ține de salvare, de mântuire, de eliberarea noastră din robia păcatului și a fi eliberați de această robie, să fim liberi. Semnificația termenului se vede în faptul că servește drept categorie generală pentru întreaga lucrare mântuitoare a lui Dumnezeu. Și, în mod specific, Iisus Hristos ne răscumpără cu prețul propriei sale vieți, asigurându-ne eliberarea din robia și condamnarea păcatului. Hai să vedem cum vorbește Noul Testament despre conceptul ăsta. Și vreau să trecem prin 7 texte, care toate 7 aduc în lumina noastră această idee de răscumpărare, ideea de tranzacție. Fapte 20 cu 28 vorbește despre biserică. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma pe care v-a dat-o, v-a pus Duhul Sfânt Episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Lui. Observați, câștigarea asta, împroprietărirea are la bază sângele lui Iisus Hristos, viața Lui. 1 Corinteni 6:19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Observați ideea de cumpărare, plată, tranzacție. Ceva trebuie să fie plătit ca noi să ne întoarcem undeva. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Coloseni 1:13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, virgulă, iertarea păcatelor. Pentru că răscumpărarea, plata, aduce cu sine și iertarea păcatelor. Cu alte cuvinte, suntem strămutați, mutați de unde am fost și aduși unde trebuia să fim. Cum? Prin răscumpărare, plata unui preț, pentru care avem și iertare. 1 Timotei 2:5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Observați ideea nouă adusă în lumina noastră, mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Apoi în Tit 2:13, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca să ne răscumpere de orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Și dacă ne-am oprit numai la faptul că ne răscumpără, dar ne răscumpără ca să fim al lui, dar ca să fim al lui și plin de râvnă. Pentru ce? Pentru fapte bune. Ar fi jumătate de Evanghelie să spunem că doar ne răscumpără. Galateni 3:13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Și ultimul, Galateni 4:4. Dar când a venit vremea, împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Și ne adaugă o imagine nouă. Să căpătăm înfierea. Toată ideea de răscumpărare poartă cu sine ideea de rob. Eliberarea te face liber. Dar observați că aici ni se aduce un termen nou. Înfierea. Cu alte cuvinte, începem să vedem că există o relație personală. Nu e doar o eliberare, e o eliberare pentru ceva. Dar toate textele astea din Noul Testament au o ancoră și mai departe în Vechiul Testament. Gândiți-vă la David când se adresează lui Dumnezeu și zice, Doamne, stânca mea și răscumpărătorul meu. În Vechiul Testament apare ideea de răscumpărător. Apoi, Israel în pustie, ei și-au adus aminte că Dumnezeu este stânca lor, Dumnezeul cel preanalt, răscumpărătorul lor. Apoi Isaia, în fața exilului, nu vă temeți, viermea lui Iacov, zice, oamenii lui Israel, eu sunt cel care vă ajută, spune Domnul, răscumpărătorul vostru este Sfântul lui Israel. Cu alte cuvinte, poporul Israel, David, vorbesc despre răscumpărare făcând referire la Exod. Așa că trebuie să mergem și mai departe în Exod. Și când mergem în Exod, vom citi acolo un text din Exod 6 care pregătește mai apoi Exod 12.
Și Exod 6 vorbește despre Dumnezeu care spune copilului Israel: eu sunt Domnul. Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa. Toate aceste cuvinte sunt traducerea lui: vă voi răscumpăra, vă voi elibera, voi plăti eu prețul, o să fac eu lucrarea asta ca voi să redeveniți liberi. Și toate acestea culminează practic la masa pascală. Și aici aș vrea să stăm un pic mai mult ca să citim textul din Exod 12. Pentru că ce se întâmplă în Exod 12 este practic baza pentru teologia răscumpărării. Este baza pentru acest plan al răscumpărării. Exod 12:1. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună. Ea va fi pentru voi cea dintâi luna anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți: în ziua 10 a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțin în casă pentru miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Și observați că începe să descrie în detaliu ce trebuie să facă. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstați până în ziua 14 a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l înjunghe seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc atât capul cât și picioarele și mărântoaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi, dimineața să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea, observați ce se întâmplă dacă nu faceți asta. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Sângele, de ce facem toată asta? De ce să trecem prin tot spectacolul ăsta? Pentru că sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Așa că nu vă voi nimici nici orgie atunci când va lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Am putea să încheiem cu Hristos în viață. Cam asta e. Practic, oamenii ăștia trebuie să meargă prin credință. Să ia mielul, să iau iedul, să-l țină cu ei în casă 4 zile. Și ei împreună cu familia să-l înjunghe, să strângă sângele și să prefigureze scurgerea sângelui pe lemn, care urmează să fie sângele mielului cu M mare. Și sângele nu va fi de la ușă, ci va fi, lemnul nu va fi de la ușă, ci va fi de la cruce. Și tot contextul ajungerii în Egipt, robia și toată negocierea dintre Moise și Faraon slujește ca să ne imaginăm cât de grea a fost robia, fiindcă eliberarea lor a fost din robie. Din robia economică, geografică, de toate felurile. Dar astăzi, noi avem nevoie de sângele de pe lemnul crucii pentru eliberarea dintr-o altă robie. Pentru că ai vrei să fi fost cruțați de acest înger al morții, Dumnezeu i-a instruit să ucidă un miel. Viața mielului a fost dată în locul vieții primului născut. Așa că mielul a murit ca înlocuitor, ca substitut pentru primul născut. Mielul Iisus Hristos a murit la fel, ca substitut pentru noi, pentru fiecare dintre noi. În felul acesta, Iisus Hristos este răscumpărătorul. Sânge pe ușă, sânge pe cruce. Sânge de miel fără cusur, sânge de Fiul de Dumnezeu fără cusur. Cum are loc răscumpărarea asta?
Pentru că răscumpărarea este mai specifică decât mântuirea. Răscumpărarea vorbește despre inima și fundamentul mântuirii. Se concentrează pe actul prin care se realizează mântuirea. Răscumpărarea are de face cu plata unui preț, pe valoarea plății care astâmpără dreptatea, fiindcă păcatul cere dreptatea. Și practic ce face Petru, și urmează să citim să vedem ce zice Petru, Petru construiește în scrisoarea lui teologia bazată pe Exod 12. Uitați ce spune Petru 1:17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Fiți atenți de ce. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Ci cu ce ați fost răscumpărați? Cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Observați, mielul fără cusur, fără prihană, ales ca să fie omorât. El a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. De la ce am fost răscumpărați? Fiindcă să vorbim despre răscumpărare, să vorbim despre moarte și înviere și să nu menționăm păcatul, ar fi tot jumătate de Evanghelie. De la ce am fost răscumpărați? În Vechiul Testament am fost răscumpărați din robie. Însă în Noul Testament ați fost răscumpărați din felul de șart de viețuire pe care moșteniște-l-ați de la părinții voștri. Cu alte cuvinte, sunteți născuți în păcat datorită căderii lui Adam și Eva în păcat și de la cădere încoace toți suntem născuți în păcat, lipsiți de slava lui Dumnezeu. Din cauza păcatului avem nevoie să fim salvați din robia respectivă. Așa că păcatul acesta trebuie menționat și trebuie caracterizat. Un păcat care ne atinge moral, care ne atinge intelectual, care ne atinge social, chiar și religios. Îl moșteniseră de la părinții voștri. O tradiție a păcatului care ne-a fost transmisă din generație în generație. Cu ce am fost răscumpărați? Că nu știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, de ce e important menționarea acestor valori de la urma urmei? Pentru că răscumpărarea de care avem nevoie nu poate fi cumpărată cu nimic omenesc. Cu ce e mai de preț? E menționat aici. Nu-i de ajuns. Nu există tranzacție care să ne rezolve problema păcatului în afară de sângele scump al lui Iisus Hristos. Cred că suntem prea obișnuiți cu tranzacțiile ca să ne uităm la prețul tranzacțiilor. Și prețul acestei tranzacții, ca noi să fim eliberați, este un preț mult prea mare să-l pricepem. Sângele scump al lui Iisus Hristos, fără cusur și fără prihană, este acest miel. De către cine am fost răscumpărați? Păi sângele lui Iisus Hristos. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Pentru că acest Iisus Hristos este parte din Dumnezeire, este partea Sfintei Treimi, din veșnicie până în veșnicie. Și în planul lui am fost incluși și noi. Asta înseamnă că Dumnezeu a plănuit acest lucru dinainte de întemeierea lumii. Apoi înseamnă că a fost întrupat, a apărut în aceste vremuri din urmă și ne-a luat împreună cu noi, și pe noi, ca să înviem împreună cu El. Dar pentru ce am fost răscumpărați? Am văzut că am fost răscumpărați ca orice limbă să mărturisească, dar uitați ce spune, ați fost răscumpărați pentru voi, pentru voi. De ce pentru voi? Apocalipsa 5:9 răspunde de ce. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupe cețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele tău, oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Asta cântăm când spunem eliberator Iisus, răscumpărător Iisus. Dar nu avem doar un răscumpărător. Avem și un părinte. Avem și un Dumnezeu. Ăsta este Dumnezeul nostru. Aș vrea să închei cu un text din Roman 5, care nu vorbește doar despre răscumpărare, nu vorbește doar despre justificare, ci vorbește și despre împăcare.
Roman 5:8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Fiindcă avem și înviere, nu doar moarte. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Fiindcă răscumpărarea definește plata, sunt termenii tranzacționali. Justificarea definește dreptatea și termenii legislativi. Împăcarea însă definește dragostea și termenii relaționali. Și toate acestea definesc mântuirea. Aș vrea să vă invit să încheiem într-o stare de meditație fiecare dintre noi. Și aș vrea să închidem ochii, să începem să ne rugăm, dar aș vrea să vă imaginați o scenă în care voi sunteți personajul. Dacă vreți, haideți cu mine călătorind în timp, într-o scenă din viața Domnului Iisus, într-o agora, într-o piață, unde se strâng vânzătorii de sclavi. Cuvântul răscumpărare își are traducerea dintr-un cuvânt derivat din agora, fiindcă imaginea este a pieței de sclavi, unde se cumpără sclavi și se tranzacționează sclavii. Și aș vrea să te imaginezi pe tine ca fiind robul, sclavul care ești dus la vânzare. Ai fost liber la un moment dat și acum ești sclav. Ești complet supus voii stăpânului și știi că urmează să fii tranzacționat. Urmează să-ți cunoști noul stăpân. Nu știu ce era în mintea sclavilor din vremea aceea, dar probabil te întreb, oare cum o fi? Ce o să mă pună să fac? Cum mă chinuie? Ce-mi face? O să mă omoare? Și când apare cumpărătorul, îl recunoști că nu-i cumpărătorul, ci răscumpărătorul, care este, de fapt, creatorul. Ești creația Lui. Și de acest creator am fugit fiecare dintre noi. Și acest creator, de care am fugit fiecare, te vrea înapoi. De aceea este răscumpărătorul. Ai fost al Lui și El al tău. Și Dumnezeu prin Iisus Hristos vrea să refacă relația asta. Te rugăm, Doamne, la sărbătoarea asta, când întinde mâna către pâine și către pahar, ajută-ne să o întindem știind că simbolizează sângele și trupul plătite ca preț pentru libertatea noastră. Îți mulțumim, Doamne, pentru plată. Îți mulțumim, Doamne, pentru dreptate. Și, Doamne, îți mulțumim pentru că ne iubești mai presus de toate. În numele Domnului Iisus te rugăm. Sfințește viețile noastre.